Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă ediție de știri a ULBS TV! Emisiunea ULBS News vine și în această lună cu multe informații noi și interesante din viața academică și din viața comunității sibiene. Știrea care deschide ediția de luna aceasta se referă la un eveniment foarte important pentru comunitatea academică și pentru sibieni, pentru studenți și profesori. Este vorba despre o acțiune care a avut loc în data de 10 iunie, dată specială pentru studenții Universității Lucian Blaga din Sibiu. Aceștia au sărbătorit împreună cu profesorii și oficialitățile locale închiderea anului universitar prin evenimentul deja cunoscut Gaudeamus. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, împreună cu Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu și în parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu, a organizat joi, 10 iunie, la ora 14, în Piața Mare, festivitatea de încheiere a anului universitar 2020-2021. Cele două instituții de învățământ superior au celebrat alături de o parte dintre absolvenți, cadre didactice și invitați, încheierea unui an atipic care a stat sub semnul pandemiei ale restricțiilor al distanțării sociale. Ceremonia a marcat încheierea unei etape importante din viața absolvenților, iar faptul că a fost posibilă oficierea ei prin cadrul unui eveniment public reprezintă un pas important în revenirea la normalitatea de dinaintea pandemiei. Gazda evenimentului a fost Florin Coșuleț, iar timp de o oră, tinerii din anii terminale au putut asculta discursul ale rectorilor celor două universități, ale autorităților și au predat cheia viitoarei generații. Cel care a deschis ceremonia a fost înalt preasfinția sa, mitropolitul Ardealului Laurențiu Streza. Este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, căzând înaintea slavei tale cu frică și cu tremur ca niște robi de tremnici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale. Următorul care a vorbit pe scena din Piața Mare a fost Sorin Radu, rectorul Universității Lucian Blaga din Sibiu, care a ținut să felicite atât studenții cât și profesorii pentru modul în care au reușit să gestioneze acest an. Dragi colegi și dragi colegi, iată-ne la sfârșitul unui an universitar cu totul aparte, în care cuvinte precum pandemie, restricții, responsabilitate, prevenție, siguranță au dominat activitatea și discursul tuturor. Ne-am întrebat și ne vom întreba mulți ani de acum încolo care vor fi efectele acestei situații neobișnuite asupra vieții noastre și asupra societății. A urmat Ghiță Bârsan, rectorul Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu Sibiu, care de asemenea a vorbit despre importanța acestui eveniment în viața studenților. Oficialitățile locale, primar, reprezentanții ai Consiliului Județean și ai Prefecturii au fost și ei prezenți și au felicitat profesorii și studenții. Faptul că ne aflăm astăzi aici, în Piața Mare, să sărbătorim împreună cu toții încheierea anului universitar, este o mare bucurie. Noi, de fapt, este un semn că Sibiul se îndreaptă către normalitate. Este începutul normalității vieții noastre culturale, că putem să o încadrăm în cadrul activităților culturale aici, în Piața Mare a Sibiului și nu numai în Piața Mare a Sibiului. Curând se vor umple toate piețele Sibiului cu viață, toate instituțiile culturale și cred că cu toții de-abia am așteptat. Evenimentul s-a încheiat cu un moment artistic, interpretat de Quartetul Filarmonicii de Stat, aplaudat de tineri absolvenți cu mult entuziasm. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și-a prezentat oferta educațională pentru admitere 2021 printr-un proiect intitulat Maratonul EBS. Facultățile și-au prezentat oferta educațională într-un mod atractiv, specific fiecărui domeniu. ULBS Maraton este un proiect conceput în totalitate pentru admiterea 2021, cu scopul de a prezenta detaliat oferta educațională a celor 10 facultăți din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Evenimentele de prezentare s-au desfășurat pe parcursul a 10 zile și au putut fi urmărite pe ULB Sibiu TV, pe pagina de Facebook a Universității Lucian Blaga din Sibiu, pe paginile facultăților sau pe YouTube. Fiecare dintre facultăți a venit cu proprie ofertă educațională încercând să arate viitorilor studenți avantajele programului de studiu într-un mod cât mai atractiv. În cadrul celor 9 prezentări, responsabilii facultăților universității au interacționat cu publicul, răspunzând la întrebările adresate de candidați. Deci în momentul în care ne-am pregătit pentru acest eveniment, ne-am tot întrebat cum să facem ca el să fie cumva valoros, să fie un eveniment util, mai ales pentru cei care se gândesc încotro să-și îndrepte pașii.
Adică către cei care sunt la începutul carierei profesionale, așa cum ar fi, de exemplu, un student din anul întâi. Și în momentul în care ne gândeam așa, am zis că ar fi bine dacă am răspunde câteva întrebări, care probabil că stau așa pe buzele multora dintre noi, sau au stat pe buzele multora dintre noi atunci când ne pregăteam, ne gândeam ce carieră ar merita cumva să urmăm. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a deschis platforma de preînscrieri și înscrieri în cadrul programelor de licență și master în anul universitar 2021-2022. Platforma a fost mult îmbunătățită pentru a putea oferi o experiență mai facilă candidaților. Procesul de admitere în noul an universitar se va desfășura online și anul acesta. Elevii claselor a 12-a, absolvenții de liceu, studenții din anii terminali și absolvenții de studii de licență au posibilitatea de a se preînscrie și înscrie online pentru admiterea la studii universitare de licență și master din cadrul ULBS pe o platformă mult îmbunătățită. Candidații care au deja toate documentele pot finaliza procesul de înscriere în orice moment. Elevii de clasa 12-a, cei care urmează să susțină examenele finale în acest an, vor avea posibilitatea de a încărca ulterior doar documentele care lipsesc cu respectarea calendarului de admitere. De asemenea, anul acesta, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu se bucură în cadrul programului de licență de o suplimentare de 1750 de locuri subvenționate de stat, cu 50 mai multe decât anul trecut, iar în cadrul programului de master 960 de locuri bugetate, cu 20 mai multe decât anul trecut. Calendarul, regulamentul și toate informațiile se găsesc pe site-ul universității admitere.ulbsibiu.ro. În mare parte, admiterea, așa cum ne-am obișnuit de anul trecut, din condițiile pandemiei, se va desfășura pe platforma de admitere online a universității. Candidatul trebuie să se înscrie, să-și creeze un cont aici și după aceea, pe măsura disponibilității sale, va trebui să urce documentele necesare înscrierii în procesul de admitere. Tot pe acest fond, el va putea ulterior să își confirme locul și, desigur, să realizeze toate procedurile până la înmatricularea, să zicem, finală în programele noastre de studii, desigur, în situația favorabilă în care el va fi admis. Ea permite chiar și o preînscriere, da, a celor care, până în momentul de față, nu au încă eliberat o diplomă de bacalaureat, vor ajunge până în etapa în care vor trebui să adauge și nota de la BAC, le urăm succes, și după aceea să-și încheie înscrierea, desigur, înainte de termenul limită. De la începutul etapei a doua de vaccinare împotriva COVID-19 și până în prezent, 77% dintre cadrele didactice ale Universității Lucian Blaga din Sibiu s-au vaccinat. Este un număr impresionant care arată faptul că mediul universitar sibian susține procesul de vaccinare și deci întoarcerea la normalitate. Dintr-un total de 690 de cadre didactice de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 72,3%, respectiv 492 dintre aceștia au primit până acum ambele doze din vaccinul împotriva coronavirus, iar 44 de persoane sunt imunizate doar cu prima doză și așteaptă să primească rapelul. Astfel se poate observa un interes foarte ridicat pentru vaccinare în rândul profesorilor de la Universitatea Sibiană. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu s-a implicat activ în campania de vaccinare anti-COVID-19, ajutând toate cadrele didactice din universitate să-și încarce datele personale pe platforma de vaccinare, astfel că la finele săptămânii trecute putem spune că avem un procent bun de cadre didactice vaccinate. În totalul celor 690 de cadre didactice, peste 71% dintre ele sunt vaccinate cu ambele doze. Universitatea nu a condiționat și nu condiționează prezența la activitățile didactice de această vaccinare, nici în ceea ce privește cadrele didactice, nici în ceea ce privește studenții, dar evident că recomandăm și studenților să urmeze exemplul cadrelor didactice și să se vaccineze, lucru care credem că va conduce la o reîntoarcere în sălile universității cât mai repede. Cuantumul taxelor administrative pentru anul universitar 2021-2022 nu va crește, a hotărât conducerea Universității Lucian Blaga din Sibiu.
Conducerea Universității Lucian Blaga anunță că taxele de admitere rămân schimbate față de anul anterior. Această decizie a fost luată cu scopul de a ușura din punct de vedere financiar candidații și de a face posibilă o înscriere a lor la oricare dintre facultățile Universității Lucian Blaga din Sibiu. Studenții care se vor înscrie la mai multe specializări în cadrul aceleiași facultăți a Universității Lucian Blaga din Sibiu vor achita doar o singură taxă de înscriere. Viitorii studenți vor putea achita taxa de admitere la caseria ULBS, care se află pe Bulevardul Victoriei, numărul 1, în clădirea Direcției Generale Administrative, Corpul A. De asemenea, vor putea achita online după autentificare în contul personal UMS, acces în secțiunea plăți sau pot plăti prin mandat poștal sau ordin de plată. Taxele de admitere pentru anul acesta rămân nemodificate față de anul anterior. Sperăm prin acest lucru să atragem candidați, cât mai mulți, pentru toate programele noastre de studii. De asemenea, dacă un candidat optează pentru mai multe specializări, el va plăti într-o facultate, el va plăti o singură taxă de admitere. Studenții de la Facultatea de Științe Agricole, Industria Alimentară și Protecția Mediului din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu pregătesc dulciuri sănătoase pentru copii pofticioși. Dulce sănătos pentru copii este tema laboratorului în care studenții din anul 3 de la specializarea Biotehnologii în Industria Alimentară, împreună cu Monica Mironescu, profesor coordonator, au pregătit ciocolată într-un mod rapid, folosind numai produse sănătoase. Folosindu-se de aparatura și ustensilele din laborator, studenții au creat o ciocolată sănătoasă care se poate realiza rapid în orice bucătărie. După ce au topit untul de ciocolată și l-au turnat în diverse forme, au pregătit o umplutură cu geleuri obținute din roșii, banane, morcov și avocado. Pentru început o să formăm un geleu de roșii, o geleu de banane, geleu de avocado și geleu de morcov, unde acestea în prealabil au fost pasate. Pentru formarea acestei avem nevoie de gelatină, care am hidratat-o cu apă, și pentru a îndulci gustul o să folosim un ingredient 100% natural pe bază de zahăr. Bomboanele de ciocolată au fost umplute și cu cremă de lămâie, cu miere, gem de prune, gem de căpșun și gem de cutui. După ce s-au odihnit puțin la rece, bomboanele au fost numai bune de savurat. Suntem la laboratorul de produse de confetărie și am primit ca provocare să facem dulce sănătos pentru copii. Noi, în provocarea de astăzi, am folosit fructe și legume proaspete, dar și preparate. Am lucrat cu roșii, cu morcov, cu avocado, cu banane, dar și cu dulcețuri și cu miere. Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului a găzduit în acest an ediția a noua a concursului Deșeurile pot fi și artă. Evenimentul a avut o participare numeroasă și s-a desfășurat online. În cadrul competiției au fost prezentate exponate realizate din materiale reciclate. Cei care au reușit să recicleze deșeurile în cele mai creative moduri s-au bucurat de premii în bani. Astfel, câștigătorul premiului întâi a primit un premiu de 1000 de lei, premiul al doilea 800 de lei, premiul al treilea 600 de lei, mențiune 300, 200 și 100 de lei. Ajuns deja tradiția anul acesta, concursul a avut participanți din 72 de instituții provenite din 31 de județe ale țării. Concurenții au postat pe pagina de Facebook exponatele, astfel 222 de exponate confecționate din deșeuri, realizate de elevi și studenți, au fost înscrise în competiție, iar în urma notelor acordate de juriu și numărul reacțiilor obținute la fotografia exponatului au fost aleși câștigătorii. Premierea a avut loc online pe data de 1 iunie, unde au fost aleși câștigătorii. Anul acesta am fost plăcut impresionați de numărul mare de participanți din 31 de județe ale României, mai exact 74 de instituții de învățământ. S-au înscris în concurs 222 de exponate confecționate din deșeuri. La acest concurs au participat începând de la elevi de grădiniță până la studenți din anul 4, specializarea Inginerie și Protecția Mediului în Agricultură. Ideea concursului nostru a început în urmă cu 10 ani, în anul 2011, idee pornită de la studenții domeniului de inginerie a mediului, care studiază în curricula universitară disciplina legată de gestiunea deșeurilor solide. HubCap va crea noi oportunități pentru IMM-uri în cadrul vastului domeniu al sistemelor fizico-cibernetice.
HubCap, Hub-ul Digital de Inovate și Platformă Colaborativă pentru Sisteme Fizico-Cibernetice, este un proiect dedicat IMM-urilor din Europa, acestea încercând să aducă inovația la un nivel cât mai înalt. Susținut de inițiativa Smart Anything Everywhere, acest proiect câștigat prin fonduri europene se dezvoltă în 7 hub-uri de inovație digitală din Europa. Fiecare incorporat în ecosistemul regional de inovație, oferind expertiză tehnică complementară, capabilități experimentale și sfaturi profesionale în domeniile sociofizico-cibernetice. Scopul proiectului este de a sprijini inovația digitală din cadrul IMM-urilor. HubCamp va organiza 3 apeluri pe parcursul anilor 2020-2022 cu fonduri de 3,2 milioane de euro, în scopul de a finanța IMM-urile sub premisa Call 1 Start, Call 2 Experimentează și Call 3 Inovează. Până în acest moment, HubCamp are deschise 2 call-uri de finanțare pentru IMM-urile interesate să lucreze cu furnizorii de tehnologie și să dezvolte sisteme sociofizico-cibernetice. HubCamp este o acțiune de cercetare susținută de programul Uniunii Europene de Cercetare și Inovare Orizont 2020. Acțiunea este realizată de un consorțiu de IMM-uri, organizații de inovare și instituții de cercetare organizate să dezvolte o rețea durabilă de întreprinderi, hub-uri de inovare digitală, pentru a încuraja furnizorii și utilizatorii să folosească sistemele sociofizico-cibernetice. Scopul principal al proiectului este de a ajuta IMM-urile să se dezvolte prin oferirea de mini-granturi, dar și prin crearea unui ecosistem durabil, atât pe durata proiectului, cât și după finalizarea acestuia. În plus, promovarea este un punct forte pentru IMM-urile registrate în sistemul HubCamp. În perioada 24-28 mai 2021, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a găzduit evenimentul International Week of Lucian Blaga University of Sibiu. Ajuns la cea de-a 7-a ediție, evenimentul s-a desfășurat online și a adus împreună cadre didactice din universitatea noastră și din universități internaționale de renume. Participanți cu tradiție din Egipt, Malezia, Olanda, Statele Unite, Japonia și Cambodgia au susținut alocuțiuni interesante. Studenții au putut participa la prelegerile organizate în cadrul evenimentului în funcție de domeniul de interes. Sub denumirea generoasă Conexiuni Culturale, Cultural Connections, evenimentul a reușit să aducă împreună participanți proveniți din 15 țări, aflat în area geografică pentru care Universitatea a manifestat interes de cooperare în anii anteriori. Cele peste 30 de prelegeri și 2 workshop-uri, precum și interacțiunea dintre vorbitori și participanți, au reușit să ilustreze, odată în plus, faptul că dialogul intercultural este o permanentă sursă de îmbogățire. Țin pe această cale să le mulțumesc tuturor pentru efortul, dedicarea și implicarea de care au dat dovadă și sper să ne bucurăm și la edițiile viitoare ale acestui eveniment de o colaborare cât mai strânsă cu facultățile din cadrul universității. Facultatea de Științe Socio-Umane a organizat cea de-a 4-a ediție a conferinței Noi provocări în științele socio-umane la începutul mileniului 3. Evenimentul a reunit studenți de la universități din țară și din străinătate care și-au prezentat rezultatele cercetărilor, sinteze teoretice, dezvoltări ale unor teme de cercetare prin intermediul celor 10 camere virtuale în care s-au desfășurat lucrările. Invitatea specială din acest an a fost Alexandra Gânță-Martin, de la Salisbury University, care a vorbit despre legislația și mecanismele antidiscriminare din Statele Unite ale Americii. Alexandra Gânță-Martin este absolventă a Universității Lucian Blaga din Sibiu, iar acum este angajată în sistemul universitar din Statele Unite. Conferința a fost organizată pentru prima dată în anul 2017, evenimentul fiind unul local. În anul 2018 și apoi în anul 2019, conferința a stârnit un interes din ce în ce mai mare în rândul studenților din România, evenimentul căpătând valențe naționale. În anul 2020, conferința a fost organizată online și s-a bucurat de participare internațională. Anul 2021 a transformat evenimentul într-o manifestare științifică apreciată și deja cu notorietate. Astfel că la evenimentul din acest an au confirmat participarea 156 de participanți din centre universitare din țară, dar și de peste graniță, precum Republica Moldova, Italia, Polonia, Ungaria, Germania sau Cehia.
Cele 109 lucrări înscrise au fost distribuite în 9 secțiuni distincte și mai multe paneluri: psihologie și științele educației, resurse umane, sociologie, științe politice, relații internaționale și studii de securitate, comunicare și cultură, arheologie, istorie veche și patrimoniu, istorie modernă și istorie contemporană. Anul acesta, în 28 mai, a avut loc a patra ediție a conferinței de cercetare studențiască, Noi provocări în științele socio-umane la începutul mileniului 3. De la an la an, conferința a crescut, chiar dacă anul acesta, ca și anul trecut, a avut loc online, s-au înregistrat peste 150 de participanți, din care 136 s-au prezentat cu lucrări. De asemenea, în conferință s-au implicat în organizare prima dată anul acesta studenții. Noi am avut la această secțiune Comunicare și Cultură 5 studente care ne-au ajutat în moderarea lucrărilor și a fost o echipă profesionistă implicată, deși cu origini diferite. Am avut studente care ne-au ajutat din România, Republica Moldova, Kazahstan și Siria. Lucrările au fost foarte interesante, au fost prezenți și studenți sau o bună parte au fost studenți doctoranți și masteranți și studenți la licență. Și ce ne-a bucurat a fost aprecierea profesorilor din alte centre universitare, Cluj, de pildă, care au văzut nivelul înalt al cercetării studențești, ceea ce n-a putut decât să ne bucure. Ultima informație a ediției noastre de știri este legată de conferința internațională desfășurată la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu în perioada 2-4 iunie. Conferința s-a bucurat de o participare de excepție cu peste 151 de lucrări venite de pe 4 continente din 16 țări. Facultatea de Inginerie a găzduit conferința internațională Manufacturing Science in Education în perioada 2-4 iunie. Evenimentul, ce are loc o dată la 2 ani, are drept scop aducerea împreună a specialiștilor, cadrelor didactice, oamenilor din industrie din domeniile ingineriei și educației. Printre personalitățile care au marcat conferința au fost domnul Benedict Dorel, președintele secției tehnice a Academiei Române, Ian Campbell de la Universitatea Glasgow, Nicolae Bâl din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Anca Drăghici din Universitatea Tehnică Timișoara. În urma programului de recenzare, numărul total de lucrări încărcate au fost 151. Am avut peste 400 de autori din 16 țări de pe 4 continente. Lucrările am avut inițial încărcate pe platforma noastră un număr de peste 220 de lucrări, care supuse unui proces foarte serios de recenzare științifică, au fost reduse la un număr de 151 de lucrări, lucrări care toate au fost prezentate, susținute în secțiunile conferinței. Această participare destul de numeroasă cu lucrări, suntem convinși că se datorează faptului că în cel puțin în ultimele două ediții pe care noi le-am organizat, aceste lucrări au fost indexate ca și proceeding papers la unul din cele mai înalte nivele științifice, și anume toate au fost indexate Clarivate Analytics. Cu aceasta, echipa de realizatori a emisiunii ULBS News, Gabriela Luca și Patrick Imbrescu, în numele echipei de realizatori, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă invită să urmăriți pe canalul ULBS TV și emisiunile Alumni și People, iar pentru a rămâne mereu informați, vă invităm să apăsați butonul Subscribe.